Bună, bine ați revenit la Împreună cu Meli, adică cu mine. Stăpâna mea este Doriuța și acesta este episodul 4 din Împreună cu Meli. Aceasta este ideea serii 01 care vreau să fac. Mulțumim mult serii 01. Deci, aici sunt niște foi. Aici voi scrie un jurnal, întâmplările care mi se petrec. Unele dintre ele. Haideți să începem. Voi începe de acum să scriu. Okay. Să vedem. Haideți. Sperăm să vă placă ce voi scrie în acest jurnal. Voi scrie cu foarte mare grijă, atenție și voi face să vă placă. Haideți să începem să scriem acum. Imediat. Așa, începe. Dragă. Dragă jurnalule. Astăzi m-am distrat minunat alături de stăpâna mea Doriuță. Deocamdată, haideți să văd ce am scris. Dragă jurnal, astăzi m-am distrat minunat alături de stăpâna mea, Doriuța. Ne-am jucat. Ne-a dat de mâncare. Mi-a dat să beau apă. Și mi-a zis să merg să mă odihnesc.
chiar dacă vremea a fost urâtă, eu tot m-am distrat cu ea în casă. Ziua de azi mi-a plăcut. Mi-a plăcut mult. Chiar dacă afară a fost urât pentru că m-am distrat splendid cu stăpâna mea. Aceasta a fost prima pagină din jurnal. În următorul episod îl voi modela și voi arăta și o să fac linia să vă placă. O să aibă câteva pagini, nici foarte multe, ca să nu vă plictisiți de aceeași idee. Mulțumim mult, Seri01. Haideți să vă citesc exact ce scrie aici, pentru că atunci când filmam și scriam. Și de aceea, poate n-ați auzit, poate așa. Dragă jurnal, astăzi m-am distrat minunat alături de stăpâna mea, Doriuța. Ne-am jucat, mi-a dat de mâncare, mi-a dat să beau apă și mi-a zis să merg să mă odihnesc. Chiar dacă vremea a fost urâtă, eu tot m-am distrat cu ea în casă. Ziua de azi mi-a plăcut mult, chiar dacă afară a fost urât, pentru că m-am distrat splendid cu stăpâna mea. Ei bine, prieteni, sper că v-a plăcut acest episod și ne revedem în următoarele episoade. Pa!